Bună ziua, bună seara sau bună dimineața, oriunde v-ați afla, în țară sau în străinătate. Vă salut aici de la Pupitru, al vostru devotat Patrick Matiș. Ne aflăm la al doilea episod al podcastului nostru România Culturală, în care o să vorbim astăzi despre un subiect despre care nu s-a mai vorbit de foarte mult timp. Un subiect care credem noi că în perioada aceasta, în, în plină criză, să spunem așa, este un subiect foarte important de discutat și care ne-a afectat atât ca și cultură de lungul a 150 de ani, de când a apărut ca și ideologie, dar ca și identitatea națională, ca și neam, ca și țară. Dar înainte vreau să vă pun o întrebare. Ce este comunismul? Dacă vreți, puteți să lăsați un comentariu mai jos, dacă simțiți nevoia să ne împărtășiți feedback-ul dumneavoastră. Chiar vă rugăm, lăsați un comentariu. Ce credeți dumneavoastră că este comunismul? De ce am ales acest subiect? Pentru că considerăm că e foarte important, mai ales acum în perioada aceasta, așa cum am sus în situațiile în care trăim, de așa zisă pandemie, de exemplu, și vom vedea imediat de ce. Vom vedea de ce am ales acest subiect în legătură cu uh, cultura română, în legătură cu ceea ce se întâmplă în lume în general astăzi, pentru că ceea ce a fost în trecut, uh, iată că revine în prezent și avem nevoie să vedem cum ne va fi viitorul. Astfel că, înainte de a intra în acest subiect, o să vreau să vă împărtășesc un pic din experiența mea în Spy Tour of Bucurest cu Tudor Urse. Acum vreo o lună, o lună și ceva, am fost în Spy Tour of Bucharest împreună cu Tudor Urse, un tur foarte special, care are și o mică istorioară. Ne-am întâlnit câțiva prieteni împreună cu Tudor în centrul capitalei, față în față cu Biserica Crețulescu. Acolo... Este un loc foarte interesant pentru multe din evenimentele istorice care au avut loc în primul război mondial, în perioada interbelică și în al doilea război mondial. O să vă dau un nume. Iuliu Maniu. Cine credeți dumneavoastră că a fost Iuliu Maniu? Noi am scris la un moment dat despre Iuliu Maniu un articol de-a lui Vasile Lupaș, un mare român un mare patriot, intitulat Versatilul Iuliu Maniu. Îl puteți găsi pe, pe cultura română.ro. Este foarte important atunci când vorbim despre comunism, pentru că vedeți dumneavoastră ceea ce s-a întâmplat în comunism, cum îi spunem noi, își are originile chiar dinainte de al doilea război mondial, din primul război mondial și perioada interbelică. De altfel, își are originile mult mai târziu, mult mai de timpuriu, și anume din secolul XIX, atunci când unul dintre cei mai cunoscuți, să spunem așa, activiști ai ceea ce se numește comunism din istoria lumii, și anume Karl Marx, a spus așa. Și vreau să fiți atenți la cuvintele cheie. E foarte important de reținut că atunci când urmărim cuvintele cheie, practic vedem exact care sunt mentalitățile acestor personaje ale istoriei și ideologiile care au apărut de-a lungul timpului. Dar să precizăm întâi... Să precizăm întâi că comunismul nu este neapărat o ideologie politică, cât este o ideologie economică. Și spune așa: Comunismul va apărea în cea mai dezvoltată țară capitalistă a lumii, în mod pașnic, prin concentrarea la vârfa capitalurilor în multinaționalele care depășesc statul. Acesta devenind un dușman și va trebui să dispară. Spune Karl Marx în Capitalul și în Manifestul comunist de pe la jumătatea secolului XIX. Dar înainte de a intra în acest subiect, să vă împărtășesc un pic din experiența mea în Spy Tour of Bucharest cu Tudor Urse. L-am avut invitat în primul episod și o să-l mai avem invitat, o să fac împreună cu mine acest podcast. Și vreau să vă povestesc un pic despre prima mea experiență în Spy Tour of București, apoi o să facem un mic istoric al acestui tip de tur ghidat. Ne-am întâlnit la un moment dat, în acum o lună, o lună și jumătate, să spun așa, în centrul Bucureștiului cu Tudor, câțiva prieteni, au mai fost acolo și câteva persoane pe care le-am cunoscut atunci, prieteni de-ai lui Tudor, ne-am întâlnit vis-a-vis uh, -vis de Biserica Crățulescu, acolo unde se află statuia înșezut a lui Iuliu Maniu, pe calea victorii. Și uh, ne-am părtășit tudor din multe uh, povestiri și istorioare despre Iuliu Maniu. Mare parte le, -am, le știam deja, dar erau și niște lucruri pe care nu le-am cunoscut, nu le știam. Și care s-au unit așa cumva foarte frumos cu ceea ce știam și am pus cap la cap, am început să punem cap la cap toată această poveste a lui Iuliu Maniu. Dacă observați și doar atât vă spun în legătură cu Iuliu Maniu, dacă observați pe calea victoriei, vis -vis, așa cum am, cum am spus, vis-a-vis -vis de Crețulescu, de Biserica Crețulescu, statuia lui Iuliu Maniu șezut pe un jilț. Stă față în față cu bustul lui Corneliu Coposu. Mai departe am mers și am văzut unde au fost câteva dintre casele conspirative, pe undeva prin clădirile alăturate din, de pe calea Victoriei. Apoi am mers ușurel, 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 făcând așa un tur spațio-temporal, să spunem, al spionilor din acea perioadă, atât români cât și internaționali, bineînțeles, ne-a arătat Tudor care a fost uh, cuibul preferat al uh, spionilor interni și internaționali. În piața Revoluției, nu o să vă spun unde este, o să vă las pe, pe voi să descoperiți. Este foarte interesant uh, locația și povestea acelei locații, mai ales că uh, a contribuit foarte mult la istoria... Primului și celui de-al doilea război mondial, dar și după aceea, anii 50-60. De asemenea, am vorbit un pic despre una din casele conspirative și secretele care se află în spatele casei respective conspirative, tot, de, tot din zona uh, pieței uh, Revoluției, și apoi am discutat un pic uh, mergând uh, prin istorie și mergând prin. Uh, locațiile respective despre Maria Bolan, pe care am menționat-o data trecută. Maria Bolan a fost o femeie care a schimbat foarte mult istoria României începând cu primul război mondial și care, căruie, căreia practic îi datorăm intrarea în primul război mondial a României. Intrarea în luptă, efectiv. Mărăști, mărășești și oituz, ei sunt datorate ei. De ce am ales acest subiect, comunismul? Păi motivul este unul foarte simplu. Practic, în zilele noastre trăim niște schimbări ideologice foarte radicale, care ne face să ne întrebăm pe care parte să o luăm, pe stânga sau pe dreapta. Am spus că comunismul este mai mult o ideologie economică decât una politică. Ne întoarcem imediat la ceea ce spunea Karl Marx despre comunism. Am scris, apropo, și două articole despre comunism, exact așa se numesc, ce este comunismul. Partea întâi și partea a doua. E practic o serie de articole pe care o să începem să le facem și ca podcast video. În care o să vorbim din când în când despre acest subiect, ca să lămurim unele chestiuni. Când ne gândim la comunism, în mare parte ne gândim la o ideologie politică. Și apoi uh, unii dintre voi o să, o să spuneți: Domnule, dar dumneata ce știi despre comunism? Că ești tânăr, n-ai fost uh, activist de partid, nu te-au scos ăștia la careu, n-ai. Uh, N-ai colaborat cu nimeni, n-ai raportat nimeni, nu Ești prea tânăr, nu știi, domnule, nu, nici măcar nu ești academician, dar aminte să fi terminat o facultate cu științe politice, sociale, economice, etc. De unde știi tu ce este comunismul? Păi, aici e partea frumoasă a lucrurilor, că sunt din afara subiectului. Pentru că sunt din afara subiectului, am putut să investighez fără să fiu atașat de ceea ce se spune în academii. În facultăți și să caut pe cum propriu niște chestiuni foarte importante în legătură cu acest subiect. Am ales acest subiect și pentru că în perioada aceasta de pandemie, situație de urgență sau stare de alertă, cum se mai numește, este o perioadă în care știm cu toții că am fost amenințați în. Libertățile și drepturile fundamentale, de practic autoritățile noastre, cele dragi sau mai puțin dragi. Și apoi spunem așa despre comunism că este un amalgam de ideologii, o combinație între socialism și capitalism. Pentru că se vorbește acolo despre companiile transnaționale, în ceea ce spune, sau multinaționale, în ceea ce, ce spunea Marx dar și Engels, să nu uităm că atât Marx cât și Engels au fost foarte puternic finanțați din America, de pe Wall Street. Nume ca J.P. Morgan sau Rockefeller sau uh, Chase Manhattan uh, întotdeauna apar în aceste ecuații. O definiție așa ușoară a socialismului spune că în legătură cu proprietatea, asupra bunurilor, mijloace de producție și asupra capitalurilor, este deținută de către stat și statul reglează și reglementează toate, toată distribuția acestor uh, valori materiale. Comunismul este centralizator, este partea care practic concentrează la vârf toate valorile, la vârful acelor, uh, să spunem așa, companii de stat, care, după cum prea bine știm, după 1990 la noi s-au privatizat. Este o metodă a lor foarte eficace de a trece companiile de stat din, din proprietatea statului, practic în proprietatea privată. Capitalismul, în schimb, vorbește despre proprietatea asupra bunurilor mijloace de producție și asupra capitalurilor, că sunt deținute în privat, în proprietate privată. Pare a fi inversul socialismului și chiar așa și este. Diferența dintre acestea două constă în faptul că uh, capitalismul uh, încurajează libera inițiativă. De asemenea, încurajează proprietatea, deținerea de proprietate privată. Socialismul nu încurajează niciodată libera inițiativă. Nu răspândește proprietatea privată, nu eu, cum să spun, nu descentralizează, ci din contră centralizează în așa fel încât să aducă toată proprietatea asupra bunurilor mijloace de producție și asupra capitalurilor către un stat care să dea mai departe să distribuie aceste resurse, cum spunem, Așa cum știe el, așa cum vrea, dacă vrea și practic acolo nu există cooperativizare. Ați putea să spuneți, domnule, dar stai un pic, cooperativizarea a existat la noi în ceea ce noi numim acum comunism. Că Am trăit în comunism? Nu, nu am trăit în comunism. Am trăit în socialism. Nu a existat niciodată statul comunist și nici nu nu va exista. Pentru că statul este național sau naționalist. Există naționalism socialist. Statul nu poate să fie comunist pentru că este naționalist. În schimb comunistizarea sau uh, comunismul în general nu este naționalist. Din contră, este dușmanul națiunilor și dușmanilor, dușmanul claselor. Clasei de mijloc și clasei înalte, intelectuali sau oameni de afaceri, inclusiv monarhii. Spider of Bucharest are și un mic istoric, să spunem așa. O să vă spună Tudor mai mult data viitoare. Dar, din câte am înțeles, Spider of Bucharest s-a numit la început Living in Communist Bucharest ca mai apoi să se numească Spy Tour of Communist Bucharest. Și apoi a devenit Spiteur of Bucharest pentru că nu mai era vorba de neapărat de Communist Bucharest, chiar dacă majoritatea turiștilor străini, că practic pentru, pentru, ei a fost dedicat, în special pentru ei, având în vedere că are denumire în limba engleză, pentru vorbitorii de limba engleză, dar și pentru americani sau englezi. Așa am înțeles la Tudor că s-a numit Spy Tour of Communist Bucharest, ca apoi să se transforme în Tour of Bucharest, și apoi va mai căpăta o denumire, după cum am vorbit și data trecută. Este vorba despre un tur ghidat prin toate activitățile tuturor spionilor sau agenților din serviciile de informații, din, toate, din, toate, din toată lumea, practic. Atât din. Rusia, din URSS, din Imperiul Țarist, atât din Anglia, din alte țări. Și iată legătura dintre spaitul București cu subiectul nostru de astăzi. Ca să înțelegem mai bine socialismul, trebuie să ne gândim în felul următor. Avem salariu? Avem pensie? Ia întrebați-vă. Avem alocații? Avem indemnizații? Avem, uh, uh, eu știu, asigurări sociale, asigurări medicale de sănătate? trăim într-un sistem socialist. Acesta este un sistem socialist care dă. E foarte darnic. Sistemul socialist, spunea un prieten la un moment dat, e un sistem care știe foarte bine să cheltuiască banii. Bun, dar cine îi produce? Banii respectivi sunt produși de către păi, bănci. În cazul nostru, băncile centrale. Banca Centrală Europeană, Banca Mondială, Federal Reserve Bank, care sunt companii private, bănci centrale centralizarea capitalurilor la vârf. Ce vă spunem? La vârful transnaționalelor sau multinaționalelor care exced statul prin, prin banii pe care i-au, practic, prin capitalurile pe care le dețin. Cuvintele cheie. Ce legătură are economia cu politica? Se îmbină foarte mult. Pentru că economia și politica sunt așa, ca două surori, să spunem așa, aproape gemene. Sunt două arte. Definiția economiei este arta de a distribui resursele, iar a politicii, arta de a guverna popoarele. Artă! Niciunul dintre economiștii sau politicienii din ziua de azi nu mai au nimic din ceea ce practic înseamnă a fi artist. Ei nu sunt artiști, ei sunt artizani, poate. Sau partizani. Recurg la artificii din care să câștige din ce în ce mai mult. Aceste definiții nu o să le găsiți nici în facultățile de economie, de finanțe, de bănci nu o să le găsiți nici în facultățile de științe politice. Sunt niște definiții care nu există în niciun fel de enciclopedie. Nu există în dicționar, practic. Dar sigur, sunt valabile. Dar e foarte interesant, economia este distributivă. Distribuie resursele. Arta de a distribui resursele. Este foarte interesantă această definiție. Pentru că odată cu apariția socialismului, comunismului, capitalismului, a mai existat și o altă doctrină economică care s-a numit distributism și care spune așa, larga răspândire a proprietății private sau proprietății individuale, descentralizare, larga răspândire a proprietății individuale, a proprietății asupra bunurilor mijloace de producție. Și asupra capitalurilor, descentralizare. Sistemul comunist este un sistem piramidal, după cum ați auzit, concentrarea la vârf a capitalurilor. Sistemul distributist este invers, este descentralizant, este în format rețea. Și o să vedem aici în, în, următoarea, în următorul infografic ce înseamnă de fapt centralizare, descentralizare sau decentralizare și rețe. Nivelul de rețe. Socialismul, spunea Lenin, conduce către comunism. De ce? În care are acest aspect al centralizării și eliminarea totală a liberei inițiative. Liberă inițiativă care se traduce astăzi prin antreprenoriat. În schimb, statul face totul pentru tine, nu trebuie să mai gândești, nu trebuie să mai faci nimic, tu doar trebuie să te duci la muncă ca un, lucr ca un lucrător în fabrică în uzină, în, în întreprindere, îți iei salariu. Tot ceea ce produci aparține statului în socialism. Și statul are grijă de tine, tu contribui cu bani. Însă în momentul în care avem un sistem centralizant, speculativ, bancar, care taie și spânzură în sistemul finanțist, în sistemul bănesc, să spunem așa, care emite monedă produce inflație prin umflarea, ca asta înseamnă inflație, umflarea circuiturilor capitalurilor din, din, toate țările. Un aspect foarte important al proiectului de țară Hrana, Apă, Energie a domnului Călin Georgescu este distributismul. Multă lume se întreabă ce este distributismul. Printr-o definiție simplă, putem să definim uh, distributismul ca fiind răspândirea largă a proprietății productive. Uh, aici avem o altă întrebare: uh, ce este proprietatea productivă? Un exemplu concludent de ce este și cum funcționează o proprietate productivă ni-l oferă uh, Pensiunea Nicoleta din uh, județul Vâlcea, de lângă Horezu. Ideea pensiunii uh, nu a fost pentru neapărat pentru o afacere, ci a fost uh, să avem, uh, pentru că ne-am dorit să ne mutăm la țară, o, un concediu activ, o viață, și, uh, acti o viață activă uh, la țară. Și atunci, încet și am construit, am realizat ceea ce se vede, am avut și turmă cu capre, am avut și, mai avem și voi așa și toate câte cele cu găini multe, cu rațele cu de toate, cu grădină de zarzavaturi, cu tot ce trebuie. Ne-am orientat și ne-am dorit să fie cât mai organic, sunt pom fructiveri uh, cu uh, nestropiți cu chimicale, deci totul la noi este organic și ne dorim ca și alții să ne urmeze exemplu. Să vă povestesc un pic despre afacerea noastră de familie. Am făcut această pensiune Uh, N-am fost inspirați de la început să o transformăm în pensiune. Am zis să construim o casă, și ne avem nici pe parcurs ideea să o transformăm în pensiune. Uh, ce să vă zic? Am muncit foarte mult, am depus foarte mult efort, uh, eu și familia, soțul, fiicele, ne-am implicat foarte mult în afacerea asta. E o afacere de familie, cum v-am zis. A început să meargă foarte greu, începutul a fost foarte greu, dar încetul cu încetul am început să prosperăm, să fim mai încrezători în noi, să sperăm că va fi și mai bine. Acum, țin în cont de perioada prin care trecem în acest an 2020, totuși trăim cu speranța că va fi și mai bine. Uh, în principiu, uh, facem tot ce se poate face, ținând cont că locuim la țară. Uh, facem dulcețuri din fructe, din uh, conserve, din legume. Uh, chiar am făcut zilele trecute o cremă din gălbenele. Uh, Facem tot ce putem face să fie cât mai natural, și să încântăm turiștii, clienții care ne trec pragul cu produse din gospodăria noastră, cum s-ar zice, și suntem mândri când vedem că sunt apreciate produsele care ies din mânuțele astea. Uitați-vă la. Paul și Nicoleta, patronii acestei pensiuni minunate, de lângă mănăstirea în Bistrița din nordul Oltenii, lângă Horezu. Paul și Nicoleta au această proprietate, au această pensiune, care este o proprietate productivă este productivă fiindcă le asigură traiul, traiul de zi cu zi. Și în același timp, ei asigură și fericirea multor altor oameni care vin aici să-și petreacă vacanțele. Sistemul distributist îl face pe om să fie liber. Îi asigură independența financiară, îi asigură independența Alimentară, îl face să fie stăpânul propriei sale existențe. Eu, sincer vorbind, l-am urmărit această, această personalitate, domnule, pentru că eu vă spun că politicien ca, și politică, ca omul ăsta, sunt puțini care știu în țara asta. Cum să zic, ar ști ce să facă dacă ar fi susținut și ar, s -ar vrea? Dar, ca și idee, eu îl susțin din tot sufletul, și dacă e cazul, și cineva apelează, eu aș fi pentru realizarea unui nucleu în bazinul Horezului, pentru că să știți că sunt foarte mulți care gândesc ca mine, nu sunt puțini. În momentul în care din ce în ce mai mulți oameni lucrează într-un sistem de economie civică, într-un sistem de economie de proximitate, într-un sistem distributist, se imprimă întregii societăți un alt mod de a gândi. Se imprimă întregii societăți alte priorități. Putem spune că se schimbă paradigma. Exact acest lucru îl vrea Călin Georgescu în, Călin Georgescu în uh, programul său de țară Hrana-Apă-Energie, uh, o schimbare de paradigmă economică însoțită de o schimbare a paradigmei culturale. Doar astfel România va putea uh, renaște iar ă, noi toți vom fi din nou oameni liberi, prosperi și fericiți. Atunci, cu siguranță avem ceea ce la un moment dat spunea Nathan Rothschild: Dați-mi moneda oricărei țări și nu-mi pasă cine face legile în acea țară. Ei păi da, pentru că cei care fac legile sunt angajați de către stat. Stat care primește bani de la bănci. Bănci care infuzează sistemul capitalurilor lumii. Monede emise. În uh, 2018 am impresia că sau uh, Federal Reserve a tipărit 4000 de miliarde de dolari și e introdus, în, uh, e introdus în circuitul banilor. Banii aceștia, circulând peste tot prin toate țările, inclusiv în Statele Unite, uh, cu cât sunt mai mulți, cu atât crește valoarea lor, crește valoarea lor invers proporțional cu puterea de cumpărare a bunurilor și serviciilor. Astfel că se numește criză economică. Bunurile, serviciile nu mai au valoarea pe care ar fi trebuit să o aibă. În 1936, Stalin a declarat victoria absolută a socialismului în lume. El eliminând pe toți care erau din ceea ce se numea pe atunci bolșevism, Lenin, Trotsky, And company, ca să spunem așa, care și ei au fost uh, finanțați de pe Wall Street pentru a porni Revoluția din octombrie, Revoluția Roșie, prin care i-au eliminat uh, pe toți cei care aveau un, prin care au eliminat uh, familia țaristă, țarul și țarina și copiilor, astfel că Rusia a devenit o Rusie bolșevică, o Rusie, uh, să spunem așa, republică. Nici măcar atât, o chestiune în mare parte hibridă, dar care avea nevoie de un tiran luminat, nu-i așa? A apărut Stalin. Iar Stalin nu a fost bolșevic, a fost socialist. După cum nici Hitler nu a fost, eu știu, altceva decât socialist. Mussolini a fost socialist. Partidul nazist se numea Partidul Național Socialist. Tot ceea ce au fost practic aceste două state, Uniunea Sovietică și Germania lui Hitler, au fost practic socialiste. Socialismul conduce către comunism, practic pentru că este punctea de trecere dintre capitalismul oligarhic și ceea ce este comunismul mai apoi. Prin această centralizare, prin această concentrare la vârf. Pentru că se elimină statele, se introduc companiile care deja dețin capitalurile, apar apoi deținerea resurselor naturale, cum a fost și în anii 40, la sfârșitul anilor 40, 1948, când s-a încercat eliminarea aurului din circulația monedelor, să zicem așa, currency, cum se numesc. Internațională. Apoi s-a încercat transformarea statelor în Uniuni, sau mai bine zis unificarea statelor în Uniuni, dar unificarea a fost în mare parte prin, prin renunțarea la suveranitate. Foarte multe state și-au dat practic din suveranitatea lor, organizațiilor de tip, NATO sau Uniunea Europeană de mai târziu și astfel s-au format aceste uniuni care erau și ele centralizatoare și centralizante din punct de vedere politic. Cum spuneam, sistemul rețea este total diferit pentru că nu există vârfuri. Există descendență, există ascendență dar e totul pe orizontal. Nu există vârfuri practic în, într-un sistem de rețea. Și toată lumea Într-un astfel de sistem, are posibilitatea și libera inițiativă să crească orică dorește, în, în prosperitate, în, în prestigiu, în putere, să devină lideri, să devină, să devină conducători de, de afaceri, de companii, de comunități, printr-un mediu asociativ și într-un mediu cooperatist. Fiecare cooperează împreună și din preună cu toți ceilalți, împreună. Am avut și noi un astfel de sistem în perioada interbelică, după cum știm, am fost distributiști. Politica economică, politica economică. Există și așa ceva. Politica economică din perioada interbelică a fost una distributistă la noi. Nu degeaba se numea grânarul Europei, România, după cum am spus și după cum am spus și data trecută, prin care practic România a prosperat cel mai mult de când, de când există din toate timpurile. Tocmai pentru că s-au descentralizat capitalurile, proprietățile, a fost larga răspândirea proprietății private, fiecare era proprietar și fiecare putea produce, micul producător. De aceea noi credem foarte tare în acest mic producător, pentru că practic este viitorul lumii. Fără micul producător nu există creștere. Prin anii 60, mai exact în 68, a existat o carte pe care vă o recomandăm, care se numește Limitele Creșterii. Limits of Growth a fost scrisă de către inginerul uh, savant Aurelio Pecei, cel care a fondat Clubul de la Roma în anii 60, un think tank foarte puternic al oamenilor de știință, și care a spus foarte clar că, în măsura în care noi facem din ce în ce mai mult profit. În măsura în care companiile transnaționale, corporațiile, marile corporații fac din ce în ce mai mult profit, se poate ajunge undeva în perioada 2020-2025 la o plafonare sau la o criză de resurse naturale, dar și de resursă umană. Crizele de resurse naturale vor consta în criza de hrană, apă și energie. O criză care, practic, ar putea să reducă omul la întrebările fundamentale. Ce mănânc? Am să beau apă? Sau am după ce bea apă? Și am lumină în casă? Sau electricitate? Acum întrebați-vă, de unde vă luați hrana? Majoritatea dintre voi, majoritatea dintre noi. De unde ne luăm hrana? Majoritatea dintre noi. Din marile lanțuri de producție multinațională, nu-i așa? Unii dintre noi bem apă plată. Păi majoritatea producției de apă îmbuteliată în, în, ziua de azi este deținută de către marea companie numită Nestle. De unde ne luăm noi energia electrică, gazele de la multinaționale, căldura de la multinaționale? Și atunci vedem foarte, foarte simplu și foarte ușor. Este sau nu un sistem centralizat? Trăim sau nu într-un sistem comunist, centralizant? Știți, când spunem comunism, se aprind multe susceptibilități pe acolo, pe undeva. Mulți se scandalizează, domnule, dar cum vorbești tu așa la liber de, de comuniști? Ești omul rușilor, ești de comunism. Cum de vorbești tu așa foarte deschis? Dar ce știi tu, cine ești tu? Cumva ești ceaușist, cumva ești fascist, cumva. Etichete. Etichete. În realitate nu are nicio legătură cu aceasta. Niciuna dintre aceste etichete nu are legătură cu ceea ce vorbim noi acum. O să luăm o mică pauză în care o să vă aducem la cunoștință câteva mici noutăți pe care le avem culturale. Sunt și câteva evenimente în această vară, evenimente pe care am vrea să le prezentăm. Două dintre muzeele din țară și anume Muzeul Antipa, Muzeul de Istorie Naturală Antipa. Are în perioada 11 și 18 august, așa cum puteți să vedeți și pe site, Gazda va fi actorul Marian Rulea, vestitul magician din Abracadabra, câți dintre noi nu-l nu, -l, nu -l aducem aminte. Practic am copilărit cu spectacolele acestea pentru, pentru cei mici, Abracadabra, Tip Top, Mini Top, Feliți-vă de măgăruși, etc. Voi vă aduceți aminte care sunteți de o vârstă cu mine. Mai avem o lansare de carte, tot pentru cei mici, pentru că na, vara e, e pentru cei mici. Cultura este cool, că o, oh, o oh, Tuții și alesia prin Europa. Pentru a îndemna pe cei mici să înceapă să citească, autoarea este Liliana Uleia, are și site-ul lilianauleia.ro, pe care puteți să-l vizitați. Cartea Tuții și alesia prin Europa a apărut din dorința autoarei de a-i face, așa cum spuneam, pe cei mici să descopere savoarea intensă a tușului imprimat pe hârtie. Bineînțeles, textura fină a pagilor ilustrate prin atingere, pentru că una este să citești o carte online pe un dispozitiv smartphone sau pe tabletă sau chiar pe un laptop, alta este să chiar ții în mână, practic, cartea respectivă, și atunci alta e când ai filă cu filă, alta e relația cu, cu acea carte practic predicțiu un obiect fizic, chiar dacă totuși și smartphone-ul este un obiect fizic, dar are o greutate care este plăcută la atingere și uh, mai ales uh, cartea ținută pe genunchi este este un simbol, nu, al culturii. Dar și al uh, deschiderii minții, ca să spunem așa. Totdeauna cartea carte este reprezintă deschiderea minții. S-a lansat numărul 18 al revistei UZP. Uh, a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, cu titlul Soluții nu vinovați. Aceasta este una dintre puținele publicații print din Europa care abordează strict problematica mass media. După cum am văzut, mass media în această perioadă a fost foarte bine finanțată. Am înțeles că cu vreo 40 de milioane de euro pentru a propaga știrile pro-coronavirus, pro-covid și așa mai departe. Bineînțeles, nimic, nimic cultural, nimic românesc, nimic... Dar referitor la revista UZP, numărul 18, mai putem să spunem, puteți să citiți și, și pe site-ul nostru, că nu lipsesc materialele polemice, aplicate și implicate, cum ar fi cele ale președintelui Doru Dinu Glăvan, pe care îl salutăm pe această cale, și care vorbește și prin care vorbește, de pe cea mai înaltă poziție a organizației, despre provocările, dar și despre forța jurnalismului, care își respectă deontologia, valorile și principiile. De asemenea, asupra jurnalismului și asupra presei, Tudor Urse, a scris ultimul articol al său, Valoarea presei, cu semnul exclamării și semnul întrebării. Vă invităm să-l citiți. E, e foarte. cum să spun? ne invită la, la reflexie. Și să ne punem întrebarea dacă jurnalismul este sau nu câinele de pază al democrației, dacă putem să spunem că trăim în democrație. Dacă jurnaliștii ar trebui să investigheze tot ce e corupt și să relateze cât mai sincer informațiile către populație, cât mai sincer și cât mai, am putea să spunem, cât mai corect, neadulterate, adică Că practic, jurnalismul înseamnă propagarea adevărului nu? sau a ideilor adevărate, a știrilor adevărate, nu a fake news. On the click of a button, la apăsarea unui buton. nu? Deci, uh, putem să ne gândim, mai are presa astăzi valoare? Știți, uh, apropo de comunism, acesta este un subiect, practic, în ultimii 30 de ani s-a vorbit foarte puțin dar cel mai mult din acest puțin s-a vorbit în, în presa locală, televiziune, presă scrisă, mai puțin în presa națională. Au apărut câteva voci într-adevăr în presa națională, în, pe posturile de, tele de televiziune națională, în măsura în care posturile de televiziune națională sunt mai mult aservite intereselor străine. Deci presa locală, în mare parte, este mai națională decât presa națională și mai onestă, mai corectă. Și s-a vorbit foarte puțin, au fost câteva voci care într-adevăr au explicat ce este, ce este, comunismul, au atras atenția asupra acestei profeții cu centralizarea capitalurilor la vârf sau concentrarea la vârf a capitalurilor în transnaționale și practic ne-a adus în fața faptului împlinit că de fapt noi avem un sistem economic în mare parte socialist la, la noi în România. România este o țară globalistă asasinată economic. Aproape toate resursele aparțin transnaționalelor sau mai bine zis străinilor. Persoane private care dețin aceste resurse dețin terenuri arabile peste 60% din terenurile arabile din țară și care practic pot să ia deciziile în această țară. Orice decizie să ia nu se ia național se ia internațional. Orice decizie în această țară nu este decizie românească pură, este decizie internațională. <coughs> Aducem aminte două legi. Legea 15 și legea 28. Legea 15 din 1990 și legea 28 din 15 martie 1991. Legea 15 din 1990, uh, supranumită și legea privatizării din 7 august 1990, a permis practic privatizarea, sau mai bine zis, vânzarea în proprietate privată a resurselor statului, activelor statului, inclusiv terenurilor arabile. Ultima privatizare a fost privatizarea fondului funciar. Legea 15 e o lege criminală, adică distruge, asasinează, practic, o țară întreagă atunci când când este pusă în practică. Iar legea numărul 28 din 15 martie 1991, după cum puteți vedea, spune așa și uh, insistăm asupra ei. România acceptă acordul sau statutul privind Corporația Financiară Internațională, adoptată la 11 aprilie 1955 așa cum a fost amendat prin rezoluțiile Consiliului Guvernatorilor din 21 septembrie 1961 și 1 septembrie 1965 și acceptă rezoluția Consiliului Guvernatorilor Corporației Financiare Internaționale, numărul 165, din 4 septembrie 1990, care stabilește condițiile și termenii pentru admiterea României ca membru al Corporației Financiare Internaționale. Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 30 ianuarie 1991. Președintele Senatului, semnată de președintele Senatului, academician Alexandru Bârlădeanu, această lege a fost adoptată de adunarea deputaților în ședința din 11 martie 1991. Semnată și de președintele adunării deputaților Marțian Dan și de către Ion Iliescu, președintele României atunci, dar ce este corporația financiară internațională, că până la urmă, dacă vorbim, măcar să vorbim pe lucruri concrete, nu? Și de ce ne interesează de altfel în subiectul acesta al, al comunismului? Pentru că reprezintă centralizarea sau concentrarea tuturor resurselor la vârfurile transnaționale. Practic, de atunci România a devenit o corporație. Din punct de vedere politic, sistemul este corporatist, centralizant, comunist. Din punct de vedere economic, este socialist. Salarii, pensii, foarte puțină liberă inițiativă, acceptată și promovată în România, mai ales având în vedere că știm bine cât de, cât de bine o duc afacerile românești sau micul producător român, iar sistemul social este unul la fel de centralizant ca și sistemul politic. De altfel, sociologia și politica se... sunt împreună așa strâns. Pentru că există politică, dar mai există și social. Există terenul politic și mai există și terenul social. Există societatea civilă, dar există și politicul, legislativul, administrativul. Totul este centralizat. Sistemul de educație la noi este centralizat. Practic nu poți să iei diplomă. Nu poți să ai o meserie dacă nu treci prin acest sistem care îți dă voie să practici, liberă practică, nu? Sistemul medical este centralizant, centralizator, el centralizează toate actele acolo, undeva, într-o bază de date, și, în acord cu codurile de diagnostice, poate să prescrie tratamente. Dar și în acord cu Casa de Asigurări Naționale de Sănătate, nu-i așa? Care, apropo, era să se privatizeze dacă nu apărea noul coronavirus. Dacă se privatiza, persoanele juridice respective aveau acces la toate datele noastre, având în vedere că chiar dacă noi am semnat GDPR-ul și chiar dacă practic nu au voie să acceseze aceste date personale, datele medicale sunt date personale, fără acordul nostru. Ne aflăm în Revoluția Industrială, episodul 3 către episodul 4. Primul episod a fost Revoluția industrială a cărbunelui și a petrolului. Atunci a început Revoluția Industrială în perioada în care s-a în perioada în care s-a în care s-a început exploatarea minereurilor de de cărbune și de petrol. Iar episodul 2 s-a numit Revoluția Electrică, pentru că a apărut, a apărut electricitatea, sistemul electric. Desigur că și acolo a fost o companie care practic a centralizat sistemul de electricitate, General Electric, fondată de către Thomas Edison și deținută de către JP Morgan mai apoi, pentru care îi datorăm moartea lui Nicolae Tesla, practic inventatorul sistemului de curent alternativ. Chiar dacă unii ar spune că nu a fost el primul care a inventat acest sistem. Dar a fost primul, pe, primul care l-a vizualizat, să spunem așa, la, și l-a concretizat, l-a cristalizat. Sunt multe de discutat în legătură cu această chestiune, dar uh, interesant uh, e centralizarea acestui sistem. Pentru că Tesla, sau Tesla, cum îl știu mulți, vroia să dea curent electric, vroia să dea lumină întregii planete gratis. Aceasta n-a convenit lui JP Morgan. Păi cum să dea gratis? Trebuie plătit. Este un bun pe care trebuie să-l plătești. Este și un serviciu pe care trebuie să-l plătești. Nu? Faptul că îți dă electricitate la tine acasă, normal, e și o muncă pe care trebuie să o plătești. La fel cum este o muncă să-și extrage apă din munți și să o plătești, chiar dacă mama natură ți-a dat-o gratis. De ce să nu extragem resurse și să punem noi monopol? Monopol! Capitalism monopolizant. Este capitalismul oligarhic, adică al, adică al celor puțini, dar puternici. De fapt. Capitalismul oligarhic este, de fapt, adevăratul comunism, care se folosește de cei care au care dețin proprietatea privată a tuturor bunurilor și capitalurilor pentru a centraliza resursele, bunurile și serviciile, și banii în general. Nu primești salariu fără să știe banca centrală, oarecare, nu contează care. Nu primești pensie fără să știe banca centrală, oarecare, oricare. Nu primești pensie în statele unite ale americii fără să știe Wall Street sau uh, uh, fondurile de pensii care sunt listate pe Wall Street, care astăzi sunt falimentare. Sunt falimentare majoritatea dintre ei. Există și o carte, se numește Who Stole My Pension? Cine mi-a furat pensia, scrisă de către Robert Kiyosaki, în care se explică foarte simplu și foarte ușor cum de s-a ajuns la această falimentare a fondurilor pe care noi le numim pilonul 2. Revoluția industrială, episodul 3, a fost revoluția radio... sau mai bine zis, a undelor radio. Aceasta a avut loc cam prin anii 40, în timpul celui de-al doilea război mondial și după. Cam până în anii 50-60, când a început episodul 3. Episodul tehnologic, episodul secolului viteză sau secolului vitezei, care practic se produce mult, se produce repede și se accelerează avansurile tehnologice. De aceea astăzi în tehnologie, dacă avem, de aceea astăzi în tehnologie, dacă avem uh, dispozitivele pe care le avem peste o săptămână o să vedem că apar altele noi, mai bune. Peste două săptămâni la fel, altele noi, mai bune. Acum cu noul coronavirus s-au cam sistat uh, producțiile pentru câteva luni. Că altfel ar fi fost uh, Programate toate și centralizate, bineînțeles. Există câteva companii care produc în lume. Tehnologie. Câteva. Foarte puține. Nu există liberă inițiativă. În tehnologie sau în, în inovație nu există liberă inițiativă. Nu există mic producător în tehnologie. Nu există. Micul producător, ca să ajungă producător mondial, are nevoie să crească în pofida tuturor competițiilor din lume. Cu marile corporații. Jocul ăsta este. Noi încă mai suntem în Revoluția Industrială, episodul numărul 3 și intrăm ușor, ușor în episodul numărul 4.0. Probabil că o să urmeze și un 5.0, cum există 5G, 6G, 10G, 10G. O să existe și un 20G, și un 1 milion G, și un 4 miliarde G, dacă continuăm așa. Dar conform limitei creșterii lui Aurelio Pecei, nu mai putem continua așa. Altfel riscăm să nu mai avem planetă. Altfel riscăm să nu mai avem uh, resurse minerale cu care să construim uh, dispozitive. Revoluția industrială 4.0 este revoluția digitală, revoluția AI, a inteligenței artificiale, a 5G-ului, a, cum să spun, rețelei smart, rețelei inteligente, centralizată doar într-un doar practic de un anumit sistem. Modelul pentru acest sistem este China, astăzi. Priviți cât de mult au avansat pe tehnologiile 5G, 6G, 10G. Astăzi au niște sisteme de recunoaștere facială prin mai toate orașele mari, prin care te pot recunoaște foarte ușor după mimica feței, după felul cum privești, după felul cum mergi pe stradă, după, după gestică. Toate datele se centralizează acolo, la nivel statal. Putem să spunem că este un model de stat comunist, deși statul nu prea este comunist. Ei țin foarte mult la tradiții, chinezii, dar um, au um, componenta asta foarte ciudată și foarte interesantă, și vedem imediat cum ne afectează pe noi cultura română. Au o componentă foarte ciudată, un amestec de naționalism cu centralizare. Putem să spunem că comunismul e rău. Depinde cine întreabă, și depinde cum întreabă, și depinde de ce întreabă. Depinde ce înțelege prin rău, depinde ce interpretează prin rău. Cum ne afectează pe noi, Românii, relația dintre România și China, la nivel politic, la nivel statal. A fost una puternică încă din anii 60, dar uh, acum s-a mai diminuat. Nu am uitat de ei. Ei n-au uitat de noi. Există încă. Să spunem așa, centre culturale rom -ă, românești în China. Se tipăresc cărți cu diverse subiecte culturale românești în chineză, în China. Noi am uitat de ei. Ei nu au uitat de noi. Ei sunt foarte prietenoși cu noi, chinezii, cu românii. Le plac dansurile tradiționale românești. Le plac uh, tradițiile românești. Chiar și cele culinare. Există o similaritate foarte. Uh, așa impactantă între ceea ce s-a întâmplat în perioada interbelică cu ceea ce se întâmplă acum. Centralizare, furt, jaf național, internațional. Criză economică, anii 30. Cracul economic din, la bursa din New York. Anii 70, când Nixon a scos dolarul de sub standardul aurului permițând tipărirea la liber a dolarilor. 1972 a început criza financiară, care a ținut până în 1978. Introducerea banilor în circulație, a monedelor noi, a tipăririi de noi monede în circuitul economic, duce la crizele financiare. Oamenii au bani, băncile nu au bani. Statul nu are bani. Statul nu are bani. Statul e falimentar. Orice stat socialist este falimentar. În timpul crizei economice, mai mulți oameni plătesc mai puține taxe și impozite. De ce? Pentru că scade puterea de cumpărare. Scad salariile cu 25% salariile celor de la stat. Vă mai aduceți aminte? Faliment. Săteam la un moment dat de vorbă cu un prieten și l-am întrebat așa. I-am zis, uite, dacă în șase luni, în următoarele șase luni, că nu pot brusc, majoritatea băncilor transnaționale de la noi din țară își închid și Andramaua și pleacă. Așa, ușurel, ușurel, ce crezi că s-ar întâmpla? Stă el pe gând și cugeta așa un pic și zice, e un dezastru. Păi cum așa? De ce? De ce crezi tu că? Păi pentru că n-ar mai fi bani. N-ar mai fi bani. Mare parte din băncile transnaționale, să ținem minte că sunt cele care dețin mare parte din capitalurile care se învârt pe la noi. Dar au și contracte cu alte transnaționale de la noi pentru uh, salarizare, pentru conturile în care își primesc salariații acelor transnaționale banii de salariu. Dacă ele ar pleca, salariații respectivi ar trebui ori să se mute la o bancă sau câteva românești, care mai sunt, mai sunt câteva. Românești, autentice. Ori, efectiv, să le dea bani în mână. Nu vor face transnaționale. Nu vor da bani în mână. Pentru că totul este centralizat. Totul. În 2017, parcă o anumită companie transnațională bancară de la noi, nu dau nume, din, da, spun doar că e din Olanda. O să vă dați voi seama. A disponibilizat în țară la noi 20% din personal. Pe ce motiv? Pe motivul că au dat drumul la sistemul de online banking. Revoluția industrială 4.0. În 2018, o anumită companie transnațională de tehnologie de la noi, producătoare de, nu dau nume iarăși, dar producătoare de componente precum procesoare centrale pentru dispozitive PC și uh, pentru mobile, a disponibilizat în jur de 10.000 de români în țară la noi. Motivul? Revoluția industrială 4.0. Revoluția internaționalistă industrială 4.0. Și vreau să vă citesc ceva din următoarea carte în introducerea ei, există trei uh, citate, dintre care unul aparține lui Friedrich Engels, în ianuarie 1848, în care spune așa. Românii sunt un popor fără istorie, destinat să piară în furtuna Revoluției Mondiale. Ei sunt suporteri fanatici ai Contra-Revoluției și vor rămâne astfel până la extirparea sau pierderea caracterului lor național la fel cum propria lor existență în general reprezintă prin ea însă și un protest contra unei mărețe revoluții istorice. Dispariția lor de pe fața pământului va fi înainte. Larry Watts, ferește-mă, Doamne, de prieteni. Majoritatea revoluțiilor culturale mondiale, cum le spune Engels, au fost finanțate de pe Wall Street. Și există foarte multe dovezi Vom arăta și noi câteva. Însă, acestea au un singur scop. Eliminarea statelor națiune, pentru că nu mai e nevoie de ele, chiar dacă ele au un aspect centralizant. Practic, e un, statul la acum este un experiment pentru centralizare. China e un hibrid de stat cu corporații. De stat. Corporații mari nu dăm numele, știți. Și a liberei inițiative. Știți, era un film, Wall-E. Îl știți mulți dintre voi. E un film desen animat, făcut CGI, pe computer generated. În care sunt unii, pe acolo stau în fotoliu, se uită la televizor sau joacă jocuri pe calculator, sunt conectați ei cu fire, cu tot felul, peste tot. Li se aduce acasă mâncare, suc, apă, tot ce au nevoie, nu trebuie să facă nimic. Dar ați văzut ce este afară? O groapă de gunoi. Toată lumea. Tot. Peste tot. Gropi de gunoi. Pentru că revoluția industrială internaționalistă și este un, unul din aspectele pe care trebuie să le menționăm și din cartea Limitele creșterii a adus un lucru care începuse să apară pe atunci prin 1800 și ceva și anume poluare, amprenta ecologică. Practic, acum amprenta ecologică este de vreo 5 hectare, în medie, pe cap de locuitor, pe suprafața planetei. Astfel că ne-a adus deșeuri. Unul dintre deșeuri este plasticul, care este un deșeu ce provine din rafinarea petrolului. E interesant. Minereuri de cărbune. Petrol? Revoluția industrială, episodul 1. Revoluția industrială, episodul 2, ne-a adus și poluarea aerului și electromagnetică. Revoluția industrială, bine, oricum era poluarea apei și pământului în primul, în primul episod, dar și aerului, prin noxele care erau eliminate prin uh, turnurile acelea, prin furnale, prin uh, turnurile fabricilor. Apoi în episodul 3 ne-a adus uh, poluare radioelectromagnetică, mai mult radiații prin unde radio. Apoi episodul 4 ne aduce radiații prin unde GSM. Și nu numai, și alte unde uh, microwave, microunde, dar și alte tipuri de unde care practic perturbă Câmpul natural electromagnetic al planetei Pământ și al corpului uman și al tuturor viețuitorilor care trăiesc pe suprafața planetei. Deci, vedem cum toate acestea, legându-se cap la cap, observăm cam în ce fel de lume trăim, o bravă în lume nouă, brave new world, o nouă ordine mondială internaționalistă sau globalistă. Globalism, global totul global, centralizat. Unit acolo, la cap, la vârf, concentrat la vârf, acolo, pentru ca noi să nu facem nimic, să stăm în casă, să primim salarii, pensii, indemnizații, alocații, dacă se poate, și să ne lăsăm în grija unui tătuca, care înainte era statul, care apoi s-a dat din mână legal unei corporații internaționale financiare și care apoi a devenit o corporație el însuși, o subsidiară a unei corporații financiare internaționale, centralizante, monopolizante. Apoi nu se știe. Eu am spus la un moment dat, toți cei care sunt acum la putere în țară sunt surogate. Țin locul cu cuiva, suplinitori, cui țin loc. Unei societăți civile care a fost uh, preluată de către anumiți speculanți de pe Wall Street și care au venit cu primul avion în ianuarie 1990 aici ca să înființeze niște fundații, niște ONG-uri. Știți voi despre cine e vorba. Și care au realizat și multe, să spunem așa, programe culturale sau multiculturale. O deculturalizare. Pentru că aici nu mai e vorba de cultura română. Aici e vorba de o cultură europeană. În încheiere putem să zicem așa, comunismul înseamnă sacrificarea inteligenței individuale pentru binele comun care nu există, dacă nu există inteligență individuală. Pentru că atunci când îți dai și puterea de a gândi unui ca corporații sau stat, sau servicii, înseamnă că, practic, vrei să gândească ei pentru tine. Vrei să-ți spună ei ție când să te duci la medic când să te duci la cumpărături, când să te duci la cimitir să-ți vizitezi părinții, bunicii, străbunicii, când să ieși din casă, când să te duci la toaletă, dacă să porți mască și în casă, și în mașina personală, și în afară, în aer liber, dacă să te vaccinezi sau nu, cu ce să te vaccinezi. Sacrificarea inteligenței individuale pentru binele comun, care nu există dacă nu există inteligență individuală. Cum ieșim din această propastie? Păi societatea este individul și individul este societatea. Nu poți să pui mâna pe societate. Nu poți să pui mâna pe măcar doi indivizi. Dacă stau lipiți unul lângă altul. Măcar îi acoperi pe amândoi cu degetele. Dar acțiunea individuală. Ce înseamnă centralizare? Vedem că foarte mult se promovează să venim la oraș. Să aglomerăm urbe, Să fim cât mai mulți. Pentru că există multe oportunități. Oportunități ca să ce? Că banul nu se mănâncă. Finalitatea banului nu este banul. Și vom mai vorbi despre asta. Finalitatea banului sunt bunuri și servicii. Nu banul. Banul nu rămâne în buzunarul tău atâta timp cât trăiești într-un sistem care îți dă, îți dă, îți dă și te învață să cheltuiești pentru interese personale, pentru nevoi personale. Nu? Astfel că Decentralizarea înseamnă exact cum am avut în perioada interbelică. 80% din sau aproape 80% din populația țării era la sate. Foarte interesant spunea părintele Iustin Pârvu când a fost întrebat ce să facem dacă vin vremuri din acestea care vin. Cum ne salvăm? Și a spus așa, mutați-vă la sate, trăiți acolo. Foarte mulți au început să se mută la sate. Însă nu este suficient. Mai e nevoie. De încă mult. Dar prin asta constă salvarea. Pentru că cel care trăiește la sat este un proprietar privat. Poate să fie privat, are mai multe facilități decât fizic, dar este proprietar, este un om liber să facă ce vrea cu pământul lui. Chiar dacă noi acum plătim impozite și taxe pentru proprietate, se autosusține, produce, Devine mic producător și produce și în exces, pentru că natura nu te lasă. Excesul distribui. Economia este arta de a distribui resursele. Apoi se formează o comunitate care fiecare este un mic producător și se autosustine. Exemplu de comunități sunt regiunea Emilia Romania din Italia, Toscana, tot din Italia, Societatea Mondragon din Spania. Și altele. Apoi, acest mic producător care este un uh, cultivator de pământ și un crescător de animale, își permite luxul să fie și un meșteșugar. Dar își trăiește propriul trai. Nu trăiește ca să muncească pentru altcineva. Ci pentru el însuși. Este un antreprenor. Un întreprinzător. Și este omul potrivit la locul potrivit. În 2008 s-a realizat strategia națională pentru dezvoltare durabilă până în 2030 este acest document elaborat, adică pe o perioadă îndelungată, care are exact această cheie pe care o promovează antreprenoriatul. A fost un document la cerința Uniunii Europene, pentru că unii din UE au înțeles că așa nu mai merge și că va trebui să descentralizăm niște lucruri dacă nu cumva vrem să ne rămânem fără bani, fără hrană, fără apă și energie. S-au speriat foarte tare de centralizare. Foarte tare. Foarte tare. Vorbim serios, nu e glumă. De umflarea capitalurilor din ce în ce mai mult. S-au speriat foarte tare. Au văzut că la un moment dat pe statistici urca așa după aceea urma o, o cădere bruscă. Iar experții le au spus, urmează, da, o, un faliment mare, global. De globalism vor profita doar marile corporații. Nu vedeți că în perioada asta, așa ei pandemii, cei care au deținut mari profituri, mari profituri, au fost mari companii precum Apple, Amazon, Facebook etc. În comparație cu micii producători care au fost loviți foarte tare în special din domeniul Horeca, din turism, din domeniul balneoclimateric, tot Horeca este. Ei au făcut foarte mare profit. Imens. De globalism vor profita doar marile corporații transnaționale. Doar ei. Nu cel mic și nici cel mediu. Doar ei. Deci, cine vrea să fie în continuare globalist, îi urăm succesuri, dar să se asigure că este unul dintre cei mari, foarte mari. Din păcate, mulți sunt niște trepăduși, susținători ai ideii globaliste. Pentru că mari globaliști sunt ăia din vârf. Vârful piramidei. Nu. De la, bază. de la bază sunt ca mine, ca voi, oameni normali, de rând, susținători unei idei, alteia, și apoi putem să spunem că într-adevăr am găsit antidotul la marea inflație globală. Dacă inflația globală este produsă de concentrarea capitalului la vârf, Păi atunci, haideți să decentralizăm sau deconcentrăm, să propagăm larga răspândire sau să răspândim larg capitalurile la bază sau către bază. Asta este îndemnul nostru. Acestea fiind spuse, ne bucurăm astăzi că sunteți împreună cu noi. Dacă v-a plăcut acest podcast și ați vrea să mai vedeți, dați subscribe, dați un like, să știm și noi care este feedback-ul vostru și ne vedem cu bine, să sperăm, și data viitoare. Numai bine!